În seara aceasta aș dori să vă vorbesc din Cartea 2 Petru, capitolul 3, din primele două versete, despre calea trezirii biblice. Calea trezirii biblice. Este o cale pentru trezirea biblică. Trezirea biblică, trezirea biblică, nu trezirea nebiblică, nu se întâmplă în orice fel de condiții. Și Scriptura ne arată foarte clar lucrul acesta. Și al doilea aspect important este că există o trezire nebiblică în contrast cu o trezire biblică. De asta am spus calea trezirii biblice. Chiar aici noi la Zalău avem poate unul dintre cele mai faimoase fenomene în România, trezirea de la Zalău, nu? Acum eu îmi doresc din toată inima să fie o trezire de la Zalău, dar îmi doresc să fie o trezire biblică. Amin. 2 Petru capitolul 3, vom citi primele două versete. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Acum, primul aspect pe care vreau să îl observăm este nu doar că prima epistolă este o epistolă care a fost intenționată, scrisă cu scopul de a trezi pe credincioși, ci și a doua. Este timp scurt pentru noi ca să privim la prima epistolă și felul în care Petru crede că această epistolă ar putea să-i trezească pe frați, dar vă invit să parcurgem fugitiv, să avem o privire de ansamblu, panoramică, asupra capitolul 1 și capitolul 2 și felul în care Petru spune că ceea ce el ne scrie în primele două capitole și în al treilea capitol ne va trezi. Ce anume? Care sunt ingredientele, elementele necesare pentru o trezire biblică? Cum spune Petru că dacă înțelegem capitolul 1, capitolul 2 și capitolul 3, ne va trezi? Cum? Ce sunt lucrurile alea care ne trezesc? Care sunt lucrurile alea care ne trezesc? Eu cred că foarte mult din concepția evanghelică cu privire la trezire este o concepție preluată din mișcările carismatice. Noi credem ce să spune acolo e trezire, dacă nu avem ce acolo nu e trezire. Ce spune Petru că e trezire? Că el asta spune, v-am scris aceste două epistole și în amândouă caut să vă trezesc. Deci ce ne-a scris el duce la trezire. Ia să vedem ce ar duce la trezire. Ne uităm în capitolul 1, 2 Petru, capitolul 1. Petru scrie în versetul 1 către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci primul lucru important ca cineva să sufere, să experimenteze o trezire, este ca să fie un om care are credința autentică. Trezirea nu este pentru necredincioși, trezirea este pentru biserică, pentru credincioși. El scrie credincioșilor să se trezească, nu necredincioșilor, dar scrie unor credincioși care sunt născuți din nou cu adevărat. Cei care nu sunt născuți din nou n-au nevoie de trezire, ci au nevoie de mântuire. Dacă nu ești născut din nou, ai nevoie de naștere din nou, n-ai nevoie de trezire. Trezirea este necesară pentru oamenii care au credință. Și el spune, dacă înțelegi că ai credință, el te trezește aducându-ți aminte. Tu ești un om care ai credință, adevărată, autentică, căpătată prin dreptatea sau neprihănirea Domnului nostru Iisus Hristos. Înțelege prețul care s-a dat ca tu să fii credincios. Au crezut eu în Dumnezeu. Asta nu este un lucru simplu. Dacă înțelegi ce s-a plătit, adică în versetul 1, prețul credinței tale, dacă înțelegi ce s-a plătit pentru credința ta, lucrul ăsta trebuie să te trezească. Frate și soră, ce s-a plătit pentru credința ta? Cine a plătit, ce a plătit? Cea mai mare valoare plătită în universul ăsta, cel mai mare preț dat în universul ăsta a fost ca tu să ai credința. Avea credință nu este un lucru simplu. În al doilea rând spune versetul 2, harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar pe lângă credință este harul și pacea care vin în conexie sau prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Ăsta este un lucru care ar trebui să ne trezească. Harul și pacea lui Dumnezeu trebuie să ne trezească. Al treilea lucru, vorbește despre dumnezeiască lui puterea. Trezirea, mai văd afișe din astea și mi-e greu să mă abțin. Mi-e foarte greu să mă abțin. Întâlnire de trezire. Ce glumă proastă! Ce glumă proastă! Întâlnire de trezire? Vineri la ora 6, întâlnire de trezire. Ce faceți voi trezire? Vine la ora 6. Ce nebunie! Petru zice în versetul acesta, în versetul 3, dumnezeiască lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Noi suntem treziți în momentul în care înțelegem ce ne-a dat Dumnezeu ca să trăim viața aceasta. Ce ne-a dat Dumnezeu ca să trăim viața aceasta?
Însăși puterea dumnezeiască este la lucru ca să facă infuzie în noi de tot ce este necesar ca noi să trăim viața asta pe pământ. Asta ne va trezi, înțelegând ce a pus Dumnezeu la dispoziție pentru noi ca să trăim viața de credință. Ce a pus la dispoziție? Tot! Tot ne-a pus! Asta te va trezi din letargie. Asta te va trezi din nepăsare. Asta te va trezi din delăsare. Nu putem, suntem slabi, așa e pe pământ. Nu! Dumnezeu mi-a pus la dispoziție tot ce privește viața și evlavia. Gândul acesta ar trebui să te trezească, frate și soră. Ar trebui să te trezească. Este un fel de, nu știu ce expresie să folosesc, un fel de autoflagelare din asta spirituală evanghelică. Noi suntem așa, nu se poate, e greu și așa mai departe. Da, eu nu zic că viața în lupta asta împotriva firii ușoară. Eu nu zic că ispitele diavolului și ispitele lumii acestea și tentațiile nu sunt reale. Sunt. Dar dumnezeiasca lui putere ne-a pus la dispoziție tot ca să înfrângem. Să ne trezească Dumnezeu prin cuvântul acesta. Amin. Versetul 3, partea a doua, zice că El ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Gândul acesta ar trebui să te trezească, felul în care Dumnezeu te-a întors la El. Aici e o problemă. Dacă n-ai avut o naștere din nou, dacă Dumnezeu n-a stat odată prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Evangheliei în fața ta, în fața mormântului păcatului în care erai, și dacă n-a fost o zi în viața ta în care Dumnezeu a strigat cu putere, ieși afară, cum a strigat la mormântul lui Lazar, dacă n-ai simțit niciodată că Dumnezeu te-a ridicat din gunoi, din mocirlă, sau că a fost o serie de evenimente, sau o serie de zile sau de luni în care Dumnezeu a lucrat cu putere, te-a cercetat, te-a condamnat prin legea Lui și apoi te-a ridicat la viață, dacă n-a fost lucrul ăsta, tu nu știi ce înseamnă să fii chemat prin slava și puterea Lui. Nu m-a ridicat eu pe mine însumi. Nu m-am ajutat eu pe mine însumi. Nu Dumnezeu mi-a întins frânghia și eu am luat-o. El s-a coborât acolo și m-a luat pe mine mort, m-a înviat la viață și m-a ridicat de acolo. Gândul acesta ar trebui să te trezească. Să te întorci să te gândești la dragostea din tâi. Să te întorci să te gândești la chemarea din tâi care ți-a dat-o Dumnezeu. Cum a chemat Dumnezeu? Cum a trezit Dumnezeu la viață? Cum a înviat El? Cum a născut El din nou? Ce s-a întâmplat cu mine pe parcurs? Am intrat în letargie, am intrat în nepăsare, am intrat în delăsare spirituală. Ce-i cu mine? Uite ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Și gândul acela te trezește. Și am văzut oameni care după zeci de ani de pocăință, când se gândesc la momentul în care Dumnezeu cu mare putere i-a adus la viață, scopleșiți de emoții și de lacrimi, de adevărul acesta, de experiența aceasta reală, care bate cu Sfânta Scriptură, nu ceva inventat de ei. O ridicare reală din morți. O omorire reală față de păcat. O înviere reală la o viață nouă cu Domnul Iisus Hristos, la o părtășie reală cu ei, cu El. Al patrulea lucru pe care îl spune, zice, ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Și zice că făgăduințele acestea sunt atât de puternice încât prin ele ne facem părtași firii dumnezeiești. Suntem ancorași noi, să explic lucrurile altfel. Noi ne adăpăm din însăși dumnezeire prin promisiunile Lui Dumnezeu. Pentru orice situație din viața noastră, oricât de grea ar fi, există o promisiune a lui Dumnezeu pentru noi care ne ajută să trecem. Dar nu e o promisiune pe care eu mi-o inoculez. Biblia spune, chiar dacă ar fi să trec în valea umbrei morții, Tu ești cu mine. Doamne, eu cred că Tu ești cu mine. Doamne, nu, iau promisiunea aceea și promisiunea aceea crezută face reală prezența lui Dumnezeu în situația aceea. Nu este o promisiune, un fel de yoga creștin, eu îmi inoculez mie ideea că ar fi adevărat, dar în fapt nu e adevărat. Nu! Este o realitate. Eu mă împărtășesc cu firea dumnezeiască, cu însăși firea dumnezeiască. Eu mă fac parte dumnezeirii, nu că ne contopim și nu mai există diferență între mine și Dumnezeu, ci că tot ceea ce este necesar ca eu să trăiesc viața aceasta vine din Dumnezeu, în unire cu Dumnezeu, crezând promisiunile lui Dumnezeu. Și spune, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, trezirea vine prin înțelegerea, prin aducerea aminte, prin studierea promisiunilor lui Dumnezeu. Asta te trezește. Versetul 5, ce ne mai trezește? Ne trezește gândul la responsabilitatea noastră. Dați-vă și voi toate silințe să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința. Cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Într-un cuvânt, excelența vieții creștine. E un lucru extraordinar. Dumnezeu nu ne-a chemat numai să renunțăm la niște vicii. Dumnezeu ne-a chemat să rodim o viață care seamănă cu Tatăl nostru. Să fim desăvârșiți cum e Tatăl nostru desăvârșit, să fim sfinți cum El este, spune Petru, da? Să unim toate aceste lucruri, să dezvoltăm toate aceste lucruri. Gândul care ne trezește, un alt gând care ne trezește este gândul acesta al sfințirii, doctrina sfințirii. Responsabilitatea noastră de a trăi în sfințire, de a semăna cu Hristos.
De ce vedem partea negativă? Că e greu. Nu e așa că e greu să semănăm cu Hristos? Nu e așa că e greu să fim înfrânați? De ce nu vedem partea pozitivă? E un lucru extraordinar să semăm cu Domnul Iisus Hristos. E ceva unic în univers să semăm cu Hristos. E ceva unic în univers să fie turnată puterea dumnezească în mine și să semăm cu Tatăl meu. E ceva extraordinar. Și Dumnezeu mi-a pus la dispoziție tot ca să pot trăi așa. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți, totul vine, harul și pacea, vin prin cunoștința lui Dumnezeu. Și toate virtuțile acestea ajung din belșug în noi, excelența vieții creștine ajunge din belșug în noi, prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Cu cât îl contempli mai mult pe Hristos și vezi frumusețea Lui, începi să semeni cu El. De ce evreii erau acuzați de Dumnezeu că trăiesc în idolatrie și în imoralitate? Pentru că idolii lor le permiteau să trăiască așa. Cu cât mai mult contempli prin Duhul Sfânt, 2 Corinteni capitolul 3, și vezi frumusețea lui Hristos în Evanghelie, și vezi frumusețea lui Hristos în cuvânt, și te îndrăgostești de El, cu atât mai mult se imprimă caracterul Lui în tine. Ăsta e procesul sfințirii. Procesul sfințirii nu e să vezi la adunare și o să te acuz că ai făcut ceva sau nu ai făcut săptămâna asta. Să te simți vinovat. E bine, pocăința are rolul ei. Să ne simțim vinovați înaintea lui Dumnezeu are rolul lui, dar nu așa se face procesul sfințirii. Aia e partea mortificarea. Dar omori păcatul. Mă simt vinovat de el, mă simt condamnat prin Duhul Sfânt, înaintea cuvântului Dumnezeu mă pocăiesc. Și cei mai mulți opresc aici. Da, m-am pocăit. În fiecare zi umblu cu capul în pământ ca pipirigul. Doamne, iartă-mă, suntem niște ticăluri, suntem slabi, așa este. Și? Ce-i dincolo de asta? Păi și de acum unesc cu fapta credința, cu credința și așa mai departe. Dezvolt aceste virtuți care de fapt este caracterul lui Hristos lucrat în noi prin Duhul Sfânt în timp ce noi contemplăm frumusețea Domnului Iisus Hristos. Gândul acesta trebuie să ne trezească și să ne trezească Dumnezeu prin el. Apoi spune de la versetul 10 un gând care ne trezește. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea aceasta, că dacă faceți lucrul acesta nu veți aluneca niciodată. De ce mereu și mereu trebuie să ne aducem aminte ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Sentimentul meu este, și astăzi m-am uitat la un eveniment, sentimentul meu este că zilele de botez sunt zilele, măcar o zi în care și omul să se înalțe pe el însuși. El s-a decis pentru Dumnezeu. Foarte puțin oameni auzi la botez. Dumnezeu m-a scos din mocilă și din păcat, m-a născut din nou. Eu trebuie să mărturisesc public ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Foarte puține. Nu, vreau să fac, m-am gândit și eu să fac un legământ cu Domnul în apa botezului. Eu o să fac, eu am inițiat, am răspuns eu chemării lui Dumnezeu, m-am hotărât și toată biserica cântă cântarea. El m-a mântuit, nu? Harul care lucrează în viața mea, care? M-am decis. Măcar o zi în viața noastră de credință să înălțăm eu ăsta, dar sus de tot și să-i cântăm glorie eu-lui nostru. Eu nu zic că el nu s-a hotărât. Că Domnul s-a hotărât altul în locul lui. Dar decizia cui a fost în ultimă instanță? Decizia a fost a lui Dumnezeu și a fost atât de puternică și decizia lui Dumnezeu este decisivă pentru noi, da? Nu este o ofertă pe care ne-o face. Dumnezeu decide să ne facă o ofertă. Este o decizie care determină viitorul și destinul nostru. Și nici, dacă așa sunt lucrurile, nu mai are sens să vorbești de voința ta. Ci să vorbești de ceea ce a determinat voința ta să acționeze, da? Ce a determinat voința ta să acționeze. Un cuvânt care trebuie să te trezească, frate și soră, în seara aceasta, este cuvântul la alegerea ta și chemarea ta. Dumnezeu te-a ales și pentru că te-a ales te-a chemat. Lucrul acesta ar trebui să te trezească. Lucrul acesta te face să-ți fie frică în același timp, o frică sănătoasă de Dumnezeu. De ce m-a ales Dumnezeu pe mine? Ăsta este un gând înfricoșător. Vă spun, pe mine mă înfricoșează. De ce m-a ales Dumnezeu pe mine? Pentru că îmi dau seama că n-a găsit nimic în mine. Îmi dau seama că nu-s criterii omenești acolo. De asta mă înfricoșează. Pentru că nouă ne place sistemul de dreptate. Dom'le, a făcut asta, s-a întâmplat asta. A făcut asta, altă, s-a întâmplat asta, altă. O matematică, vrem să vedem matematica divină. Dar pe ce criteriu? Vedeți, frustrarea oamenilor în fața Dumnezeului Scripturii este asta. Pe ce criteriu a ales Dumnezeu pe ăla și nu pe ăla? Nu știu, dom'le, nu veni cu matematica ta omenească în misterul tainelor lui Dumnezeu, în tainele lui Dumnezeu, în misterul alegerii lui Dumnezeu. În tainele decretelor lui Dumnezeu, că n-ai să găsești matematică omenească acolo. Ăla a făcut așa, egal, el mântuit. Ăla nu a făcut așa, egal, iad. Nu este așa. El zice, gândește-te, gândul care te va trezi este gândul la alegerea ta, la chemarea ta. Cu cât stai și meditezi mai mult la lucrul acesta, nu te va duce în păcat. Te va înfricoșa. Vezi un Dumnezeu măreț care se spune, nu te-am ales datorită faptelor tale. Nici ale bune, nici ale rele. Și mintea-ți îngheață. Dar de ce m-a ales pe mine? Și gândul acesta te va măcina până vei intra în veșnicie.
te va măcina și te va face să te proștești înaintea lui Dumnezeu. Și să privești cu seriozitate lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Amin. Mulți ați auzit treziri generate de gândul la predestinarea noastră și alegerea noastră? Nu ați auzit, nu? O să auziți azi. De fapt, ați auzit deja. Versetul 11. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și apoi Petru vorbește, știți foarte bine, despre evenimentul acela, despre evenimentul acela al vederii Domnului nostru Iisus Hristos pe muntele schimbării la față, și apoi vorbește despre Sfânta Scriptură, da? Experiența pe care a avut-o și Scriptura pe care o are, da? Experiența și prorocia, avem cuvântul lui Dumnezeu făcut mai tare. Astea sunt lucruri, spune el, vederea Domnului Iisus Hristos și înțelegerea faptului că avem o Scriptură care e o garanție puternică pentru noi. Avem un cuvânt infailibil prin care Dumnezeu ne vorbește. Lucrurile acestea sunt lucruri care ne trezesc. Ne întoarcem la capitolul 2, pe care nu-l analizăm în întregime, pentru că vedem tot capitolul 2 vorbește despre un singur subiect, cum capitolul 1 vorbește despre viața noastră creștină de la început și până la capăt. Da? Capitolul 2 vorbește despre apostații, învățătorii apostați din biserică. Acesta este un cuvânt care trebuie să ne trezească, să fim atenți. Cine ne predică? Cine ne pune mâncarea în față? Dacă nu te otrăvește. Dacă nu te duce la orice medic ca să-și bage bisturiu în tine. Dacă vine ăla și spune, măi, eu abia am ieșit de pe băncile școlii. Tare mi-aș băga bisturiu în cineva să facă experiență. Nu vrei să facă experiență pe tine? Da, cu mare drag. Taie, cum te taie pe tine cap? Nu. Te duce la unul care se pricepe, la unul care are experiență, la unul care e popular datorită faptului că se pricepe meseria pe care o face, nu? Asta e plângerea noastră în societate în o grămadă de domenii. Că omul nu se pricepe la una și la alta și își bate joc de lucrurile tale. Când tu l-ai pus să-ți facă ceva de care ai nevoie, să-ți repare un lucru, nu să-ți strice, da? Petru la fel spune, trebuie să avem grijă să ne trezim privind la apostazia învățătorilor mincinoși, la aceia care stau în fața noastră și ne dau, sau pretind că ne dau cuvântul lui Dumnezeu. Și în capitolul 3 îi spune, asta e a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Uitați-vă în primul rând în capitolul acesta că slujitorul lui Dumnezeu are o relație frățească cu oamenii aceștia. Cum îi numește el? Versetul 1. Prea iubiților. Scriptura în alt loc vorbește despre faptul că noi suntem prea iubiții lui Dumnezeu. Versetul 14 iar îi numește așa. De aceea prea iubiților. Versetul 8. Dar prea iubiților să nu uitați. Asta e relația slujitorului cu biserica, cu frații. Are o relație spirituală, dar frățească, profundă, intimă din punct de vedere spiritual. În al doilea rând, uitați-vă că slujitorul este consecvent în relația cu frații lui. El zice aici, vă scriu, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. El vede noi nevoi în adunare, vede noi pericole care pas credincioșii și este consecvent, tratează din nou problemele acestea și vine cu clarificări biblice. Al treilea aspect pe care vreau să-l observați este scopul precis pe care îl are Petru. Și în prima epistolă, deși vorbește despre multe subiecte, și în a doua epistolă, deși vorbește despre multe subiecte, el are un singur scop. Care este acela? Să ne trezească. Zice, în amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Și eu cred, aceasta trebuie să fie scopul, aceasta trebuie să fie intenția unui slujitor. Să-i trezească pe frați. Și fizic, dacă e nevoie. Să-i trezească. Ăsta este scopul lui Petru. Să le trezească, spune, mintea sănătoasă. Cuvântul trezit de aici înseamnă literal a trezi de plin. Petru nu spune că oamenii aceștia dormeau. Mai degrabă, sensul afirmației sale, semnificația este să le țină minte, că zice că mintea lor este sănătoasă. Să zice, vrea să le trezească, ca o să vă trezesc mintea sănătoasă. Deci au mintea sănătoasă, da? Wow! El vrea să le trezească, adică să le țină în starea aceasta de trezire spirituală. Bineînțeles că este vorba, dacă se referă la minte, se referă la o trezire spirituală. La o trezire spirituală, nu la o trezire fizică. Da? Scopul oricărui slujitor ar fi și ar trebui să fie ca să țină biserica trează. Îs pericole, îs ispite care vin dinăuntru nostru, vin din interiorul bisericii, vin din afara bisericii, vin de la diavol, de la lume, la alți oameni, din toate locurile. Scopul slujitorului este să țină turma Domnului Iisus Hristos trează. Scopul unui slujitor nu este să facă audiența să se simtă bine.
Scopul unui slujitor nu este să ajute la transformarea programelor bisericii într-o atmosferă extraordinară în care oamenii să se simte extraordinar. Nu ăsta e scopul slujitorului. Scopul slujitorului este să-i trezească. Asta este scopul lui primar. Asta trebuie să urmărești la un predicator. Ce ar fi dacă toate predicile pe care le-am ascultat le-am judecat prin filtrul ăsta? Este predica asta destinată ca să mă trezească pe mine în domeniul ăsta, în punctul ăsta din viața mea sau nu? Întrebarea nu este dacă m-a făcut să mă simt bine. Întrebarea nu este dacă predicatorul a confirmat ideile tale despre un lucru sau despre altul. Nu, asta e întrebarea. Întrebarea este dacă lucrul acela, dacă predica aceea, dacă învățătura aceea duce la trezire. Duce la trezire. Ce vedem astăzi? Din nefericire, vedem astăzi chiar Constituția, ADN-ul programelor, este într-un asemenea mod alcătuit încât să-i facă pe oameni să se simtă bine. Dacă pe oameni îi face să se simtă bine că stinge în lumea, o stinge în Domnule. Dacă pe oameni îi face să se simtă bine în generația asta bolnavă, gălăgia, o să facem gălăgie. Dacă pe oameni îi face să se simtă bine să stea în fum, le băgăm fum, Domnule. Dacă pe oameni îi face să se simtă bine una sau alta, le face. Asta, așa vom drămălui noi programele. Ca să se simtă ei, bine, scopul nu-i să-i trezească. Și încep să spui semne de întrebare serioase cu privire la identitatea celor adunări. Sunt adunări adevărate sau sunt adunări apostate? Multe dintre ele nu sunt apostate că nu s-au rătăcit de la nimic, din totdeauna. Ele și-au fost întemeiate pe un calapod greșit. Ele niciodată nu și-au stabilit scopul acesta de a ține biserica trează prin cuvântul lui Dumnezeu. Da? Apoi, al patrulea aspect pe care îl subliniez din textul acesta este că slujitorul folosește metode biblice pentru a trezi adunarea. Dacă te duci și întrebi mulți credincioși de ce adunări vreți dumneavoastră din Zalău sau de unde vezi din țara asta, credeți că e necesară o trezire? Care credeți că va fi răspunsul? Dacă îi întrebi asta, crezi că este necesară o trezire în România, ce îți va spune? Da? Știți unde se va face ruptura de gânduri și de filozofii și de teorii și de teologie? Ruptura se va face cu privire la metodele prin care se promovează trezirea. Acolo se va face ruptura. Ce ne spune Petru? Haideți să ne uităm la ce ne spune Petru, da? Ce ne spune Petru? Am stat și m-am gândit puțin la metodele aplicate astăzi în trezire. Și cred că tragedia este conceptul fals despre trezire care este astăzi. Elementele care constituie astăzi trezirea sunt elementele pe care le caută și necredincioșii. Și mie îmi ridică asta un semn mare de întrebare. Ce le place necredincioșilor? Alea sunt lucrurile care sunt promovate astăzi în așa zisele întâlniri de trezire. Alea sunt lucrurile. Vă menționez câteva întreagă. Propagandă multă și reclamă. Că altfel nu-i trezire fără reclamă și propagandă. Dar dacă te uiți în istorie, în istorie, istoria bisericii, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, trezirea nu a venit cu propagandă și reclamă. Nu a venit trezirea cu propagandă și reclamă. A fost Duhul lui Dumnezeu care a mișcat și a ridicat oameni. A trezit Dumnezeu Duhul lor, da? Se face, trezirea se face neapărat dacă există o atmosferă confortabilă în programul respectiv de trezire. Deci dacă oamenii nu se simt bine, nu-i trezire. Dacă oamenii nu se simt bine, nu-i trezire. Dacă nu e atmosferă confortabilă, da? Trebuie să fie neapărat un subiect de interes. Dacă e un titlu din ăsta dezinteresant pentru ei, care nu constituie ceva important pentru ei, un subiect care zic ei să fie relevant pentru noi, atunci nu-i trezire. Da? Trezirea vine cu un subiect din ăsta pompos. Trebuie să izbească ochii, da? Să izbească și urechile. Să izbească și urechile. Trebuie să avem neapărat niște vorbitori foarte carismatici și atrăgători care să aibă priză la public. Care să fie populari. Da? Care să fie populari. Trebuie să fie entuziasm, trebuie să fie agitație, trebuie să fie freamă, trebuie să fie forfotă, trebuie să fie programe bine rânduite și trebuie să fie neapărat multă... Ce? Muzica. Ce trezire aia fără multă muzică. Fără multă muzică. Acum uitați-vă în Biblie. Și să nu uit asta. Trebuie să neapărat să faci o viziune foarte, foarte scurtă, 3 pași, 4 pași. Toată biserica spune trebuie să luptăm pentru lucrurile astea și să vezi cum oamenii se aliniază. Dacă predici expozitiv, la un moment dat ai impresia, domnule, noi ce trebuie să facem? Tot trebuie să facem. Noi trebuie să facem tot. Noi nu selectăm 4 lucruri din Biblie pe care le spune asta e viziunea bisericii noastre. 4 lucruri. Simplu, numai 4 le facem
lumea să vezi că se aliniază. Zice, domnule, știm în ce direcție ne ducem. Întrebarea este dacă duceți în direcția biblică. Pentru mine semne mari de întrebare când pot să sumarizez chiar toată Biblia în patru lucruri pe care trebuie să le faceți voi. Da? Semne de întrebare. Mari, mari, mari. Și ce nu se întreabă oamenii după întâlnirile astea de trezire? Dom'le, aici la noi a fost vreo înviere din morți. Nu, cum o promis ăștia la ponoară, da? Cu adevărat, spiritual. A fost născut cineva din Dumnezeu în seara asta de trezire. A bătut vântul Duhului Sfânt pe aici și cineva a devenit o făptură nouă. Sau lumea a spus, a fost frumos, a fost bine, a fost multă lume și a fost 13 decizii pentru Hristos. Da, mersi. Noi nu asta căutăm. Ce spune Petru că trebuie să căutăm? Uitați-vă, slujitorul care urmărește trezirea, că ăsta este scopul lui, este un slujitor care se adresează minții. Ca o să vă trezesc mintea. Repet, foarte mult din constituția programelor de astăzi, întâlnirilor de așa zisă trezire, promovează euforia, freamătul, agitația, mult lucru care stimulează sentimentul. Sentimentul este important în experiența creștină. Este vital în experiența creștină. Ba chiar aș spune că dacă n-ai niciun sentiment pentru Dumnezeu, pentru cuvânt, pentru adevăr, pentru sfințenie, nu ești născut din nou. Dacă numai mintea ta este pentru Dumnezeu, dar emoțiile tale, sentimentele tale nu sunt pentru Dumnezeu și iubești păcatul, n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Clar să fie lucrul ăsta. Nașterea din nou înseamnă întoarcerea întregii personalități către Dumnezeu. Și mintea e înnoită și sentimentele sunt dreptate către Dumnezeu și voința e direcționată către Dumnezeu. Fără doar și poate. Dar slujirea se promovează prin faptul că slujitorul se adresează minții. El nu promovează decuplarea minții. Nu-ți vine să crezi când auzi oameni care se consideră creștini, care spun, nu te mai gândi la ce spui. Nu te mai gândi. Încetează să vorbești în limba română. Nu te mai gândi la ce spui. Dă-i drumul, zice, dă-i drumul. Da, accelerează, înflăcărează. Ce să înflăcărez, mă? Ce să înflăcărez dacă mă pui să-mi decuplez mintea? O religie, o învățătură, un om care pune pe alții să-și decupleze mintea, seamănă mai mult cu ocultismul, cu magia, cu vrăjitoria. Vă spun lucrul ăsta deschis, cu satanismul. Nu seamănă cu creștinism. Domnul Iisus n-a făcut cu o întâlnire cu ocenii și a zis, decuplați-vă mintea. Nu vă mai gândiți la ce spuneți. Nu mă urlați, domnule, din toată puterea voastră. Aia este trezire? Eu știu că sunt oamenii care ajung sub o asemenea povară a păcatelor că strigă înaintea lui Dumnezeu. Să strige, domnule. Știu că sunt oamenii care ajung datorită unei experiențe reale, unei lucrări reale a Duhului Sfânt în viața lor, ridică mâinile și strigă către Dumnezeu sau plâng. Nu spun că nu, asta nu poate să fie o lucrare a Duhului Sfânt, dar nu se face prin decuplarea minții, ci se face printr-o conștientizare profundă a adevărului lui Dumnezeu. Asta duce la o experiență emoțională autentică, puternică. Eu nu mi-aș dori să trăiesc viața de credință fără să am momente în care experimentez prezența lui Dumnezeu și chiar să-L simt pe Dumnezeu. Dar vreau să fie o experiență duhovnicească, reală, conștientă, care se poate verifica după cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu pornesc de la emoție și elimin mintea, ci pornesc de la minte și mintea umplută de cuvântul lui Dumnezeu, mintea luminată de Duhul Sfânt, duce la un anumit tip de emoții și bineînțeles vor fi emoții duhovnicești și vor fi emoții biblice. Știți ce este ciudat? Majoritatea întâlnirilor de trezire, majoritatea oamenilor care promovează trezirea sunt antidoctrinari, antiintelectuali, antiteorie, în ultimă instanță, antiteologie, antibiblie. Sunt antiintelectuali. Ce e atâta teorie? A, sunt ăștia, ce vin ăștia cu diplome și cu școli și cu... Nu, domnule, Duhul Sfânt! Frate, ți-am văzut schițele pe anvon. Unde-i Duhul Sfânt? N-ai nicio treabă, n-ai să vezi în viața ta nicio trezire. Nici măcar personală, în viața ta. Cu mentalitatea asta. Întâi trebuie să-ți trezești mintea din prostia asta pe care o crezi tu că trezirea vine decuplându-ți mintea. Puneți trezirile sau gândirea despre trezire, conceptul despre trezire în fața cuvântului Dumnezeu să vedeți dacă stai. Slujitorul promovează trezirea adresându-se minții. Slujitorul promovează trezirea, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, adresându-se minții sănătoase. Care este opusul la o minte sănătoasă? O minte bolnavă. Care este mintea bolnavă?
Mintea bolnavă este mintea care nu gândește toate lucrurile după cuvântul lui Dumnezeu. Orice filozofie, teorie, concept, valoare să fie trecută prin filtrul Scripturii. Ăsta e dreptarul învățăturii sănătoase. Îl pun aici să vezi valoarea asta pe care mi-o spui tu, teoria asta, practica asta, să potrivește cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi este la modă să se vorbească în felul ăsta. Ai, domnule, că nu toate lucrurile sunt scrise în Biblie. Că Dumnezeu ne-a lăsat o libertate oarecare în privința asta, asta, asta sau asta. Da, nu toate lucrurile sunt adresate direct în Biblie. Dar toate lucrurile pot fi judecate după principii din Biblie. După principii din Biblie. El vrea să trezească mintea sănătoasă. Mintea este facultatea centrală a sufletului nostru, a personalității noastre și este normal ca orice influență care vine asupra ta să treacă întâi prin mintea ta. Prin mintea ta. Vezi, Pavel nu încurajează ca în viața noastră să vină nici măcar influențe duhovnicești fără minte. El spune, da, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Chiar influențele duhovnicești trebuie să vină prin mintea noastră, prin această facultate care coordonează viața noastră. De fapt, asta face diferența între un credincios și un necredincios. Să știți. Necredinciosul, ca principiu, trăiește ca un animal. Am simțit, domnule, n-am mai putut, nu mai iubesc pe nevastă mea, nu mai simt, nu mai sunt îndrăgostit de ea. Și gata. Am încheiat și am plecat. Și am simțit să mă duc ca un animal, vorbește ca un animal condus de impulsuri, de pulsiunile firii, de sentiment. Prin contrast, credinciosul trăiește ca un om care are mintea înnoită, luminată de Duhul Sfânt și Duhul lui Dumnezeu îl controlează, îl călăuzește, îl coordonează prin mintea lui. Prin mintea lui. Și el dobândește această virtute urâtă de oameni care se cheamă înfrânarea. Înfrânarea. Acum te duci într-o parte din piața religioasă creștină și vezi că se promovează exact același sistem lumesc de trăire. După simț. După simț. După emoție. Da? Pornește de la emoție și nu doar că vrea să ajungă la minte, vrea să ocolească mintea. Da? Slujitorul se adresează minții, slujitorul se adresează minții sănătoase, slujitorul se folosește de adevărul deja cunoscut. Vedeți? Petru nu vine cu inovație aici. Zice ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte, de sfinții proroși, de porunca Domnului Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. El spune că te poate trezi lucruri pe care deja le știi. Noi ne plictisim de lucruri pe care deja le știm, nu? Să le auzim iară și iară. Zice că lucrurile astea ne vor trezi. Slujitorul responsabilizează audiența, da? Responsabilizează audiența. Uitați ce spune. Ca să vă fac să vă aduceți voi aminte de lucrurile acestea. Să nu vă înșelați niciodată și să nu credeți că pentru faptul că sunt oameni care predică de aici cuvântul lui Dumnezeu, dumneavoastră nu mai aveți responsabilitatea de a judeca lucrurile, de a discerne lucrurile. Biserica, fiecare mădular viu din Biserica Domnului Iisus Hristos are responsabilitatea de a judeca prin Duhul Sfânt lucrurile pe care le aude. De a discerne. De aceea vin lupi răpitori care devin păstorii bisericii. Lupul ajunge păstorul bisericii. Știți, zice că biserica spune, dacă el spune așa, nu o să știm noi mai bine ca el. Greșit? Duhul lui Dumnezeu locuiește în adunare și cele mai importante lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat în cuvântul lui pentru viața noastră, pentru veșnicia noastră, sunt clare pentru toți credincioșii. Sunt lucruri mai grele, dar lucrurile care privesc viața noastră, mântuirea noastră și veșnicia noastră sunt clare pentru toți din biserică. Pentru toți din biserică. Și avem o responsabilitate. Eu vă fac pe voi să vă aduceți aminte voi de lucrurile care au fost scrise, da? Slujitorul, ne arată Petru aici, nu doar că responsabilizează audiența, ci slujitorul are ca material de lucru prin care trezește biserica doar Scriptura. Avem această sola de la reformă. Avem solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Dar avem și această sola Scriptura. Numai Scriptura. Cum încearcă Petru să-i trezească? Auziți ce spune? Ca o să vă trezesc, ca să vă fac să vă aduceți aminte de... El nu vine cu nimic al nou. E ce vă trezesc numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a dus lumina asta extraordinară în toată Europa de vest, la reformă, prin faptul că a fost scoasă la lumină Evanghelia. Evanghelia e ca un uragan. Când a fost descătușat
Leu ăsta a devorat toată Europa. În sensul bun al cuvântului. Ei n-au încercat să aducă o trezire, o trezire cu metode noi, cu idei noi, cu filozofii noi, prin pragmatism, utilitarianism. Nu. Ei au scos Evanghelia veche la lumină. Au scos cuvântul lui Dumnezeu. Au judecat conciliile, tradițiile, pe însuși papa după Scriptura. Și Petru asta spune. Ca să vă fac să vă aduceți aminte de Sfinții proroci, de porunca Domnului nostru Iisus Hristos și dată prin apostoli, profeți și apostoli, care au scris Vechiul Testament și Noul Testament. Revelația Vechiului Testament și Revelația Noului Testament. Trezirea, frați și surori, vine de aici. Din nicio filă în plus de Biblia asta. Dacă are cineva, spune, mă, numai o pagină vă dau, în care să vă spun ce funcționează azi. A mai fost o trezire foarte cunoscută în lume, trezirea promovată de Charles Finney, care a fost o trezire antibiblică. O trezire bazată pe emoționalism, o trezire bazată pe pragmatism, pe lucrurile care funcționează. Ce să facem cu omul ca să-l facă să ia decizii? Cum să generăm mai multe decizii? Nu a fost o trezire care a pornit de la cuvânt. De la cuvânt. Petru spune, i-a îndreptat omul care promovează trezirea, slujitorul care promovează trezirea, are ca material de lucru doar Sfânta Scriptură. Și prin implicație directă, slujitorul este un expozitor al cuvântului lui Dumnezeu. Un expozitor. El nu doar citește Biblia. Are ca material de lucru Scriptura, dar el expune Sfânta Scriptură, da? Aduce ceea ce a fost lăsat deja în Sfânta Scriptură. Să vă spun ceva despre această gândire despre profeție. Oamenii zic, domnule, n-am putea să avem profeția biblică pe care o punem pe primul rang, da? Avem profeția biblică pe primul rang. Și avem prorocii ăștia de gradul 2, care nu sunt infailibili ca Biblia. Deci o să judecăm pe prorocii ăștia de gradul 2 după Biblie. Care e problema, zic ei? Ce vă cramponați în treaba asta? Deci avem 2-3 proroci în adunare care atunci când vorbesc, îi judecăm după Biblie. Deci noi recunoaștem că Biblia are profeția infailibilă și ei sunt failibili, îi judecăm după Sfânta Scriptură, că spune, mai intervine și câteodată ceva uman sau firesc. Deci care e problema? Problema e următoarea. Domnule, dacă eu am profeție infailibilă și eu îmi doresc să fiu și eu un profet infailibil, de ce să nu fac să profețesc expunând, explicând ceea ce este scris deja de cei mai buni profeți care au existat în lumea asta? Infailibil. De ce să nu mă duc la ceea ce este cel mai sigur? Ce spune Petru? Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Care e cuvântul profeției? Ăsta! Nu a unui auto-intitulat profet care are o gândire, o anumită gândire psihologică sau care a preluat de aici și colo expresii din Biblie și făurește el niște lucruri. Nu, ci o profeție de aici. Asta este problema. Asta este problema. Petru ne întoarce la cuvântul lui Dumnezeu. El ne arată care e compoziția Scripturii, ceea ce au scris prorocii, apostolii, prin delegații lor. Ne arată că Scriptura este clară prin faptul că ne duce să ne aducem aminte la cuvintele Sfintei Scripturi. Și să știți, încercarea aceasta de a duce credincioșii de parte de Sfânta Scriptură au venit în special în mișcările care s-au depărtat de Sfânta Scriptură. Ortodoxismul, catolicismul asta face. Deci a fost la un punct în care pur și simplu enoriașilor de rând li s-a interzis să citească Biblia ca să nu se rătăcească. Știți ce spun ei? Domnule, apostolul Pavel și însuși Domnul Iisus Hristos n-a fost suficient de clar, că Domnul Iisus a vorbit așa de neclar încât eu mă pot rătăci chiar când m-a vorbit Iisus. Ce vă spunem noi, sinoadele, ce vă spun părinții bisericii, ce vă spune azi papa, aia e mai clar decât ce a spus Domnul Iisus. Voi nu sunteți în siguranță ascultându-ți direct pe Iisus. Nu vă rătăciți dacă l-ascultați pe Iisus. Numai dacă veniți pe la noi, vă spunem noi ce-o vrut de fapt să spună Domnul Iisus. Noi suntem mai clari decât Domnul Iisus. Noi avem cu interpretarea noastră autoritate mai mare decât a Domnului Iisus. Nu la asta avungi? Dacă omul nu se poate duce direct să-l asculte pe Iisus din Biblie, ci trebuie să vină până la mine, nu înseamnă că eu am o autoritate deasupra lui Hristos? Și astăzi Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă sunt biserici, cu ghilimele de rigoare, deși sunt oameni născuți de nou acolo, sunt biserici care sunt deasupra Domnului Iisus Hristos. Dar de fapt Hristos nici măcar nu este acolo. Nici măcar nu este acolo. Avem un exemplu acum recent în povestea tata de cineva plecat în afară.
Și Duhul lui Dumnezeu a început să o cerceteze foarte puternic. Și l-a căutat pe preot, l-a căutat pe preot că nu știa ce să facă. La cine se ducă? La preot. Și atâta l-a bătut pe la cap pe preot, i-a spus ce experimentează, convingere de păcat și așa mai departe, seme ale nașterii din nou. Și preotul ia să aștepta să-i dea catiște, să o trimite, să facă una sau altă, preotul i-a zis să se scape de ea și o da seama că asta nu are probleme care se rezolvă cu lucruri omenești. A trimis să citească Biblia. Foarte rău pentru el, știți? Foarte rău pentru el că rezultatul a fost cu totul altceva decât la ce se așteaptă ei. Rezultatul este nașterea din nou. Rezultatul este mântuirea. Rezultatul este o făptură nouă. Rezultatul este un om care se întâlnește cu vocea lui Hristos, care vorbește cu putere prin Duhul Sfânt și prin Evanghelie și care aduce la viață. Care aduce la viață. Asta face Petru. Petru presupune că Biblia este destul de clară încât el pune audiența să verifice în Sfânta Scriptură, să citească Sfânta Scriptură, să-și aducă aminte Sfânta Scriptură. Aduceți-vă aminte de ce au spus Sfinții Profeți mai înainte și de ce a spus Domnul Iisus Hristos prin apostolii lui. Așa vine trezirea. Biblia este suficient de clară ca să o puteți citi fiecare dintre voi și să aveți tot ce este necesar pentru viața aceasta. Asta înseamnă și că Biblia este autoritate supremă. El nu îi duce la nimic altceva decât la Biblie, da? Stabilește compoziția Scripturii, claritatea Scripturii, autoritatea Scripturii și scopul Scripturii, care este acela de a ne trezi. Verificați, ăsta va fi testul final, principal pentru orice pretenție de trezire. Care este atitudinea acelor oameni față de cuvântul lui Dumnezeu? Să știți, și dacă citesc la început, să citim un cuvânt în seara asta. Ei închid Biblia și să trecem la trezirea adevărată. Orice mișcare de înviorare, de trezire sau ce mai fi ea, care nu are în centru cuvântul lui Dumnezeu, care nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, este o mișcare falsă. Poate să fie o euforie de câțiva ani de zile, de câteva luni de zile, dar nu este o mișcare autentică. Și aș vrea, în încheierea acestui scurs studiu din seara aceasta, să ne uităm la un exemplu din Sfânta Scriptură. Și vom lua un exemplu din Vechiul Testament. Sunt mai multe exemple pe care le putem lua, dar un exemplu notabil din Vechiul Testament, trezirea de pe vremea lui Iosia. Trezirea de pe vremea lui Iosia. Și ne vom uita la 2 Împărați, capitolul 22 și apoi capitolul 23. Dacă aveți Bibliile, vom citi câteva versete și vom spicui doar câteva idei. Și îmi doresc să ne uităm la acest eveniment și să ne dorim această trezire, acest tip de trezire, da? 2 Împărați, capitolul 22, cu versetul 8. Atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan logofătul: am găsit. Fiți atenți cum începe trezirea. Am găsit cartea legii. Și când au găsit cartea legii, ce ar fi să vină câte unii păstori care avea nevoie să vină așa? Am găsit cartea legii. Toată biserica s-ar feria, că nu mai auzi predici din Biblie de mult. Wow, cartea legii, e Biblia. Biblia, dar ce e Biblia? Păi Biblia e o carte cu 66 de cărți care este scrisă de Dumnezeu. Sunt proroci. Proroci? Păi noi am crezut că ăștia sunt proroci. Nu, ăștia nu sunt proroci, ăștia sunt falși proroci. Ăștia sunt proroci adevărați. Serios? Da. Cum? Carte? Da, cartea aia. Au găsit cartea legii în casa Domnului. O să încerc să fiu mai puțin ironic, mi-au recomandat câțiva, ziceți, suntem de acord cu tine, nu mai fi așa ironic, o să încerc. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan ce a făcut? Asta este o carte sfântă. Poporul idiot, e prost poporul. Boborul n-are minte. Nu se descurcă. Și-a pus cartea sub masă. Asta e o carte sacră. Să nu se atingă nimeni de ea. Numai praful are voie să se pună pe ea. Și Șafan ce a făcut? A citit-o. Cine a dat autoritatea lui Șafan să citească Biblia? Apoi logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis: slujitorii tăi au strâns argintul care se află în casă, l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Și împăratul nu este preocupat mai mult de argint și de aur, cum sunt preocupați în general astăzi slujitorii. Și popii, și împărații, și dregătorii. Șafan logofătul a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Începe trezirea. Numai se citește Biblia. Șafan nu interpretează Biblia. Legea împăratului Iosia nu o interpretează. Eu citește. Puterea cuvântului lui Dumnezeu este la lucru. Primul lucru care se întâmplă, Iosia este profund afectat de cuvântul lui Dumnezeu. Nu era bătrân Iosia. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Ce-a citit ăsta în cartea legii? N-a citit niciodată Vechiul Testament? Ce-a citit ăsta în cartea legii, în Vechiul Testament, de și-a sfâșiat hainele?
Trezirea începe prin citirea cuvântului Dumnezeu, expunerea cuvântului Dumnezeu și omul este profund afectat de cuvântul lui Dumnezeu. Aia e trezire. Când oamenii sunt afectați de muzică, îi vezi să sunt transă toți. Ridică, Domnule, mâinile, n-am nicio problemă cu tine. Nu am nicio problemă cu tine. Strigă cât de tare postul și laudă pe Dumnezeu, n-am nicio problemă. Dar când trezirea nu începe din cuvântul lui Dumnezeu, prin vocea lui Dumnezeu, ci prin ceea ce am compus noi, am o problemă. Și când bisericile astea de trezire îți pline de muzică și superficiale, goale de cuvânt, îmi pun foarte mari semne de întrebare și după aceea trag și o concluzie, că aia nu este niciun fel de trezire. Este o biserică postmodernistă. Asta este. Doi, omul acesta în urma impactului pe care îl are cuvântul lui Dumnezeu în viața lui, omul acesta caută călăuzirea lui Dumnezeu la oamenii lui Dumnezeu. Dacă citiți capitolul 23, vă înfiorați. Câtă idolatrie și câți preoți falși erau acolo. Cu sutele, în tot Israelul. Era câte unul, doi oameni al lui Dumnezeu. Iosia știa de ei. Foarte interesant. Iosia știa de ei. Și zice Scriptura așa. Și împăratul a dat porunca la aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Șafan, logovătului, lui Asia, slujitorul împăratului. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine. Cu privire la cuvintele cărții acestea care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a prins împotriva noastră. Pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acestea, vedeți convingere de păcat? Convingere de păcat? Și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Convingere de păcat. Păcatul nostru și mânia lui Dumnezeu. Și s-au dus și au găsit o prorociță, o femeie a lui Dumnezeu care i-a dat un cuvânt... I-a dat un cuvânt omului acestuia. Dar interesant, oamenii ăștia știau, unii sunt oamenii lui Dumnezeu în Israel. Erau puțini, dar știau care îs. Știți care e atitudinea astăzi? Oamenii nu mai critică atâta. Toți sunt slujitorii lui Dumnezeu. Nu contează din ce motivație. Bine că predică pe Domnul Iisus. Nu contează ce Hristos predică până la urmă. Lasă să predice. Asta e atitudinea. Nu. Ce era dacă veneau ăștia și zice, ne-am dus aici, sunt mulți preoți pe aici prin Ierusalim. Unul se închină la cai, altul la stele, altul. Și ne-au zis că Domnul asta spune. Crezi că era Iosia mulțumit? Tare mă tem că sfârșeau ăștia rău. Nu ăștia o înțeles bine? La cine o trimis să întrebe? La Domnul! La Domnul! Al treilea lucru care se întâmplă, da? Caută călăuzirea lui Dumnezeu, al treilea lucru. Strânge o adunare de citire publică a cuvântului lui Dumnezeu. Iosia nu se lasă pe el impactat de cuvântul lui Dumnezeu, ci vrea ca acest impact puternic a cuvântului lui Dumnezeu să fie în toată împărăția. Spune așa, capitolul 23, versetul 2. Apoi s-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda, cu toți locuitorii Ierusalimului, preoții și prorocii și tot poporul de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsise în casa Domnului. Asta a făcut. A făcut o strângere publică de adunare unde a predicat, a citit cuvântul lui Dumnezeu. Al patrulea lucru care se întâmplă, face un legământ cu poporul pentru păzirea cuvântului. Vedeți, totul este în jurul cuvântului lui Dumnezeu. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Și face un legământ cu poporul acesta ca să slujească pe Dumnezeu. Și vedem imediat ce impact are în tot Israel lucrul acesta. Auziți ce se întâmplă? Versetul 4. Împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoților de al doilea rând și celor ce păzeau pragul să scoată din templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal, pentru Astarteia și pentru toată oștirea cerurilor și le-a ars afară din Ierusalim în ocoarele Chedronului și a pus să le ducă cenușa la Betel. Curățește casa lui Dumnezeu de idol, da? Se ocupă întâi de casa lui Dumnezeu. Asta se întâmplă în trezire, se face curățenie în casa lui Dumnezeu. Ce se mai întâmplă? Versetul 5. A izgonit pe preoții idolilor puși de împărații lui Iuda, să ardă tămâie pe înălțimi în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodilor și întregii oștirea cerurilor. Face curățenie nu doar în casa lui Dumnezeu, de închinare falsă, ci face curățenie de slujitori falși. Zice, nu vă atingeți de unșii Domnului. Nu sunt unșii Domnului. Nu sunt unșii Domnului. Versetul 6. A scos din casa Domnului idolul Astartei și l-a dus afară din Ierusalim la pârâul Chedron, l-a ars la pârâul Chedron și l-a prefăcut în cenușă, iar cenușa i-a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului. Și asta? Pângărirea publică a idolilor și a celor care s-au închinat lor. Iosia vrea să facă un capăt, asta era aruncarea cenușii pe morminte. Vrea să-i pângărească pe ăia care s-au închinat la idolilor. Cum sunt idolii ăștia, așa sunt și ei.
Ăștia-s de nimic, ei-s de nimic. Și pângărește public ritualurile alea, religia aceea falsă. O pângărește public. Este o mișcare de trezire fantastică care se întâmplă aici. Pângărește public pe cei ce s-au idolii și pe cei ce s-au închinat lor. Distruge imoralitatea și slujirile false ale femeilor. Versetul 7. A dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului. Auziți? De ce vă mirați? Nu acceptă astăzi bisericile mari din America și Europa sodomiți în biserici? Nu acceptă sodomiți să predice la învoane? Lucru pe care s-a întâmplat. Să nu credeți că trăim lucruri noi. Trăim lucruri care s-au întâmplat în poporul Israel. Să ridice Dumnezeu astfel de oameni. Care îți dea de pământ cu casele lor și cu religia asta falsă și cu idolii aceștia. Cu pângăririle acestea din casa lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și zice, unde femeile împlăteau cortul pentru Astartea. Vrem și noi să slujim pe Dumnezeu. Noi îl înțelegem pe Dumnezeu prin Astartea. Vrem și noi să facem niște corturi pentru Astartea, niște haine pentru idolii ăștia. Vrem să slujim și noi într-un fel, afară cu voi. Dat afară, fără niciun fel de problemă. Porunca împăratului. Versetul 9. Versetul 8, mă scuzați. Reinstaurează slujirea prin oameni calificați de Dumnezeu. A adus pe toți preoții din cetățile lui Iuda. Nu mai erau acolo. Că dat afară, slujeau lui Baal acum. A pângărit înălțimile unde ardeau preoții tămâie, destruge slujirea aia altă, da? De la Gheba până la Berșeba și a dărâmat înălțimile de la porți care era la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății, și cea care era la stânga porții cetății. Restaurează slujirea numai prin oameni calificați. Cheamă pe oamenii aceia care au fost chemați de Dumnezeu să facă slujirea, nu pe alții. Nu știu, mă, voi ați fost preoți lui Baal, acum slujiți lui Dumnezeu. Că în împărăția mea nu se poate face altfel, sub domnia mea. Nu! Ei nu aveau nicio treabă cu slujirea. Nu erau calificați. Nu le era permis de Dumnezeu să slujească. Desfințează slujirile idolatre. Versetul 19. Iosua a mai înlăturat toate templele idolești, ale înălțimile care se aflau în cetățile Samarei și pe care le făcuseră împărații lui Israel ca să mânie pe Domnul. A făcut cu ele întocmai cum făcuse în Betel. Versetul 20. A înjunghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și a ars pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim. Ăsta ori era nebun, ori Duhul lui Dumnezeu lucra cu putere prin el. Deci nu s-a mulțumit din Ierusalim să-i izgonească pe preoți. S-a apucat la un moment dat în această râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu și a început să taie la el ca Ilie. Să taie la ei, la slujitorii falși. Să-i distrugă, să nu mai rămână pe suprafața pământului. Slujitori falși. Da? Desfințează orice fel de slujire idolatră. Desfințează reprezentările grafice idolești. Auziți ce spune versetul 11. A îndepărtat de la intrarea casei domnului Caii, pe care împărații lui Iuda îi închinaseră soarelui, lângă oaia dregătorului Netan Melec, care locuia în Mahala, și a ars în foc carele soarelui. Grafică. Asta se vrea în religia falsă, grafică. Noi nu ne mulțumim cu grafica cinei Domnului, cu grafica botezului. Că este o grafică acolo. Este vizibil pentru noi, ne predică Dumnezeu Evanghelia vizibil. Nu ne place asta. Noi vrem să băgăm grafica noastră. Da? Și un lucru extraordinar. A distrus religia falsă a înaintașilor lui. Auziți ce spune versetul 12. Împăratul a dărâmat altarele de pe acoperișul odeii de sus a lui Ahaz, pe care le făcuseră împărații lui Iuda. Ăsta n-are niciun respect pentru tradiție, domnule. Păi noi de când suntem noi? Noi așa facem baptiștii. Astea de când înaintașii noștri le-au stabilit. Da? Urii se vor spune acum, ia semăn pe ăștia cu falsă religie. De ce nu? Și altarele pe care le făcuse Manase în cele două curți ale casei Domnului, după ce le-a sfârmat și le-a luat de acolo, le-a aruncat țărâna în pârâul Chedron. Versetul 13. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului pe partea dreapta muntelui Pierzării și pe care le zidise Solomon, împăratul lui Israel. Astartei, urciunea sidonienilor, lui Chemoș, urciunea Moabului și lui Milcom, urciunea fiilor lui Amon. Urciuni, cum le numește. Urciuni. Solomon, Ahaz, Manase, toți împărații lui Iuda. Atâta tradiție aveau. Nu vi se pare? Cu o tradiție pe care trebuie să o respect, care a fost respectată sute de ani. Iosua nu are niciun fel de respect pentru tradiția falsă, care nu are nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu, curățenie totală. Versetul 13. A dărâmat și altarul de la Betel și înălțimea făcută de Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, a ars înălțimea și a prefăcut-o în țărână și a ars idolul Astartei. Deci omul nu se mulțumește să facă curățenie în Iuda, se duce în Israel. Știți că era împărțită deja. Era împărțit. Se duce peste tot, cotrobăie peste tot, unde găsește idol, proroci falși, taie la ei, distruge, pângărește, aruncă tot în pârâu.
mari oameni din Israel care au instaurat, care au înființat falsă religie. Distruge tot. N-are nici un respect pentru falsa tradiție. Este o tradiție bună, frumoasă. O tradiție a oamenilor care au iubit pe Dumnezeu, care au respectat cuvântul lui Dumnezeu, care au lăsat mărturisiri de credință extraordinare. Dar falsa tradiție nu trebuie respectată. 14. Un eveniment foarte interesant. Dacă citiți capitolul ăsta, vi se pare un lucru foarte ciudat. Al 14-lea aspect la care am ajuns eu. Versetul 16. Iosa, întorcându-se și văzând morminte care erau acolo în munte, a trimis să ia oasele din morminte și le-a ars pe altar și le-a pângărit. Vedeți ce face asta? Toți care s-au închinat în falsa idolatrie, pângărire. Pângărire totală. Ca să nu se mai poată folosi. Asta era ideea. El a zis: ce este mormântul acesta pe care îl văd? Versetul 17. Oamenii din cetate i-au răspuns: este mormântul omului lui Dumnezeu care a venit din Iuda și a strigat împotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe care le împlinești tu. Și el a zis: lăsați-l și nimeni să nu-i miște oasele. Astfel au păstrat oasele lui împreună cu ale prorocului care venise din Samaria. Vedeți? Respect pentru adevărații slujitori. Respect pentru oamenii adevărați al lui Dumnezeu care muriseră deja. Respect deosebit pe care are omul acesta. Pentru mormintele lor. Pentru că a rămas o mărturie pe care oamenii aceștia au adus-o din partea lui Dumnezeu. O mărturie a cuvântului lui Dumnezeu. Un respect deosebit pentru ei. Acționează radical față de orice lucru care l-a mâniat pe Dumnezeu. Ia auzi ce spune Scriptura. Versetul 19. Iosia a mai înlăturat toate templele idolești ale înălțimilor care se aflau în cetățile al Samarei și pe care le făcuseră împărații lui Israel ca să mânie pe Domnul. Care a fost pasiunea lui Iosa? Orice lucru pe care l-a văzut în fața ochilor lui și spune, asta l-a mâniat pe Domnul. Că dacă citiți profeția pe care a trimis-o femeia aceea, a fost următoarea. Dumnezeu în timpul vieții tale nu va da, dar pentru ce a făcut poporul lui Dumnezeu, prin idolatrie și prin imoralitate, vor ajunge să sfârșească în exil. Dar în timpul vieții tale va fi pace. Și el spune, pentru tot ce a mâniat pe Dumnezeu, tot ce a mâniat pe Dumnezeu în poporul acesta va ajunge să fie distrus și extirpat. El are o înțelegere corectă a ceea ce tulbură pe Dumnezeu, ce mânie pe Dumnezeu. Lui îi pasă de mânia lui Dumnezeu. Și vedeți într-un fel parcă proiectat asupra lui Iosa. Dacă ai putea să vezi în două planuri, pe Dumnezeu în ceruri și pe Iosa pe pământ și între ei cuvântul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu s-a revelat lui Iosa, ai fi văzut mânia lui Dumnezeu proiectată în viața lui Iosa. Vă spun, ori era nebun, ori omul s-a înțeles ce este mânia lui Dumnezeu. Mâniat! Și mânat de mânia lui Dumnezeu, cu o râvnă și o pasiune extraordinară, spune, tot, ca un GPS, tot ce iasă pe radar, care a stârnit mânia lui Dumnezeu, distrus, nenorocit, pângărit, tot. Ce-ar fi dacă și noi am fi astăzi așa? Orice lucru care stârnește mânia lui Dumnezeu, să aprindă și mânia noastră. Este o mânie pozitivă. O mânie pentru faima lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. O mânie pentru a apăra biserica adevărată a lui Dumnezeu. O mânie pentru a apăra slujitorii adevărați și a da la o parte slujitorii falși. Uitați ce spune Scriptura. Versetul 16. Extirpează falsii slujitori. Versetul 20. A înjunghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și a ars pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim. Versetul 21 și 22. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor. Prăznuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum este scris în această carte a legământului. Pentru că acestea nu se prăznuiseră din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda. Reinstaurează acel eveniment care îi făcea pe ei să-și aducă aminte despre și de eliberarea pe care a suferit-o și a experimentat-o poporul din robia egipteană. Și pentru noi Dumnezeu a lăsat cina Domnului, care ne aduce aminte de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi ca să fim și noi izbăviți. Ne-a lăsat lucrul acesta și trebuie să-l facem. Să-l facem deseori. Și ori de câte ori facem lucrul acesta, să ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos. Și ultimul lucru pe care îl spune, versetul 24, Iosea a stârpit pe cei ce cumeau duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii și toate urăciunile care se vedeau în țara lui Iuda și la Ierusalim. Ca să se împlinească astfel cuvântul legii scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în casa Domnului. Stârpește orice formă falsă de călăuzire. Totul să se facă după cuvânt. Ce frumos încheie versetul 25. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el. Din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui. Întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el, n-a fost niciunul ca el. Care e esența? Care e esența lucrurilor? Esența unei treziri biblice?
Este să citești, să înțelegi, să predici, să expui, să explici cuvântul lui Dumnezeu și să-l, partea cea mai grea, și să-l aplici. Știți care e problema? Că în momentul în care aplici, începi să aplici, oamenii încep să se ridice împotriva ta. Oameni care iubesc falsa slujire, falsa biserică, falsa închinare, falsele ritualuri, se vor ridica împotriva ta. Sunt oameni fanatici care exagerează? Sunt. Sunt oameni care găsesc nod în papură? Sunt. Sunt oameni care numesc erezie și greșeală orice, orice lucru. Orice lucru. Nu. Iosea, dacă vă uitați, Iosea a înțeles. El a luat cuvântul lui Dumnezeu, a pus totul în fața cuvântului lui Dumnezeu și vă uitați, sunt niște domenii principale de care s-a legat Iosea. Da? Este o restaurare a autorității cuvântului lui Dumnezeu. Este o restaurare a casei lui Dumnezeu, pentru scopul pentru care a fost ea destinată. Este o restaurare a închinării biblice. Este o restaurare a slujitorilor biblici. Da? Sunt niște lucruri majore. Nu s-a luat Iosea de orice chichiță. Nu s-a băgat la ăștia în casă și a zis, bă, voi, tu când te porți cu nevastă ta? Astea sunt lucruri care vin ca un efect a remodelării, restaurării, revoluționării, reformării celor mai importante domenii. Care astea sunt? Dacă relația noastră cu cuvântul lui Dumnezeu este corectă, casa lui Dumnezeu, închinarea, slujirea, tot ceea ce se face va fi ca un efect al cuvântului lui Dumnezeu. Trezirea biblică este o trezire care vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și trezirea biblică este o trezire care duce la reformă. Trezirea care nu duce la reformă nu este trezire. În multe locuri în care îs pâlcuri de oameni care fac o euforie și numesc euforia aceea trezire, vedea că nu fac decât să repete ce au făcut alții înaintea lor. Zgomot cum au făcut alții înaintea lor. Euforie cum au făcut alții înaintea lor. Dar nu o trezire unde este la propriu o înviere. Unde este la propriu ceva ce poți judeca după cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și închei cu cuvântul ăsta. Să știți că eu nu sunt antipentecostal. Eu nu sunt nici anticarismatic. Eu sunt un om care vreau împreună cu dumneavoastră să punem lucrurile, să le analizăm în lumina Sfintei Scripturii. Nu suntem oameni spălați pe creiere care suntem obligați de unul și de altul să acceptăm tot ce vedem în fața ochilor. Nu suntem oameni care analizăm și mișcarea baptistă și creștine după ele și ce mai fie ele adventiste și ce mai fie ele. Toate trebuie analizate în lumina Sfintei Scripturii. Și în primul rând ne analizăm pe noi în lumina Sfintei Scripturii și vedem ca trezirea biblică a unei minți sănătoase prin cuvântul lui Dumnezeu și reforma care vine de ea să fie întâi de toate între noi. Să știți că va veni vremea când Dumnezeu ne va arăta lucruri în plus în adunarea noastră care vor trebui reformate. Și atunci va fi proba pentru noi. Și este proba pentru noi în fiecare zi. Dumnezeu să ne trezească prin Duhul Sfânt, mintea sănătoasă, prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin.